Vinerea trecută a câștigat marea finală Mass Singer România. Acum s-a trezit din beția succesului și intră în platou nimeni altul decât inegalabilul Corb Mugur Mihăescu. Mamă, câștigătorul de la Mass Singer, oameni buni, Mugur Mihăescu. Băi, dragul meu, dragul meu, dacă știam și eu de Alexandrina înainte, mai băgam ceva în repertoriu. Da, ai văzut, băgam pe aia cu Gerusalema, dar ziceam Alexandrina. Alexandra, da, e frumoasă. Exact, să luăm un loc și să povestim. Felicitări, îți jur. Mulțumesc. Și spuneam și înainte să intrăm în direct, până în ultima clipă, da. Adică nici în ultima clipă, de fapt, n-am crezut că ești tu sub masca corbului. Ai fost senzațional în final. Nici eu n-am crezut. Deci până la urmă, pe tine te-a luat prin surprindere. Deci până n-am dat aia jos, nu mi-am dat seama că sunt eu. Era greu costumul ăla? Mamă, deci era, mă vedeam ca aia prin Sahara, aia de la beretele verzi. Îți dai seama. Era și greu și în același timp făceai și saună în el. Da, pe urmă m-am gândit, bă, beretele verzi în Sahara, dar ce să caute un cioroi ca mine acolo prin Sahara? Să vezi niște aripi de alea pe acolo, printre dune, te sperii. Bă, dar unul dintre indicii m-a derutat rău de tot. Care, mă? Că tu ești plângăcios la filme. Da, da. La muzică. Da, îmi exprim foarte ușor ceea ce simt. Adică n-am ținut ascuns niciodată. Adică ai momente când stai la film cu soția, soția e mai puternică, mai tare și tu plângi. Nu. Tu zici, dragă, și mie un șervețel Batista un pic? Când mă prinde povestea, atât de mult intru în poveste, în starea aia, încât efectiv mă las dus. De ce să mă ascund? De ce să fac pe inabordabilul? Dacă ăsta sunt. Artistul, tată, artistul. Da. Felicitări pentru trofeu. Primul trofeu Mass Singer, jos pălăria. Bravo. Da, să iau rarul la el, că uite. E de aur, nu? De haur. De haur. Să trăiești atunci. It's not fair, it's haur. Dar a știut cineva din familie că ești la show? Am văzut că sunt condițiile extrem de dure în ceea ce privește siguranța. Te aștepta la molo o mașină, intrai costumat, nu știai aia, nimic. Aia da, dar până la urmă trebuie să spune vestimic. Altfel, nu mă lași. I-ai spus nevede că te întreba, bă, dar unde tu pleci? După 25 de ani îmi faci asta tocmai acum. Gata, că nu mai mănânc nimic călduț, nu mai primesc și sunt eu. Din corbu. Din corbu. Nu mai primesc nicio. Dar aveai prieteni care se uitau la show și care îți dădeau mesaj, bă, ai putea să fii tu? Da, mulți m-au bănuit. Și că faci tu, că zici tu. Ce vezi, mă? Bă, da, cred că aia care ți-au dat mesaje și știau, s-au mai luat după alte indicii date de tine, că ai spus, corbii se perechează pe viață. Nu numai de asta, mă știu că sunt cu golful, sunt cu pescuitul, eram cu Miami. Iarna, acum să vedem. Că azi noapte n-am dormit să văd dacă iese Trump sau nu iese Trump. Tu e cu Trump, nu? Eu sunt un tip liberal de felul meu. Nu sunt pentru. Asta e opțiunea personală, știi cum este. Toți avem câte o opțiune. Încă sper să iasă Trump. Ar fi o minune dacă mă întreb să te bați cu toate trusturile media din lume și cu toate concernele astea de social media și să-i bați. Ar fi într-adevăr ceva care nu l-a reușit nimeni până acum. Nu mai ții minte că și la un moment dat și noi am avut un moment de genul ăsta. Cu Traian Băsescu, când era împotriva, cu garajul, era în garaj. Stai să vedem acum cu număratul baloților. Baloți. Perfect. Mugur Mihăescu, oameni buni, n-a dormit azi noapte pentru că s-a uitat la alegerile din America, da. Dar în același timp și-a pierdut și câinii. Da, astăzi. Mama mea a fugit derbedeie aia doi. Era cățaua lor care i-a fătat. De nu venea să o omor ca pe câini. Că de la asta e și expresia. Exact. Păi, dar unde a fugit? Cum a fugit? Bă, nu știu, a venit cineva acasă la mine de la firmă de net să-mi schimbe un router și poarta nu s-a închis total. A rămas, uite, mă, atâta. Mă, pe acolo s-au strecurat, s-au făcut ca râmele, nu știu cum dracu. Și i-ai găsit? I-am găsit prin, la mama naiba, prin ultima parte din, i-a găsit nevastă mea, că eu căutam pe o parte, nevastă mea pe parte, pe urmă am făcut switch. Și la un moment dat i-a găsit nevastă mea și a pierdut telefonul după aia. Ea. Și a găsit telefonul? I-am găsit și telefonul în altă parte, la un magazin, în parcare, unde credeam că au ieșit pe stradă să se ducă la magazin să cumpere ceva câinică, nu știi ce? Poate deci erau stătuți. Odată ai pierdut câinii și pierduse soția telefonul, da. Viață frumoasă. Acum mă întorc acasă, voi fi pierdut nevasta, nu știu. Viața e plină de surprize. A treia oară nu mai caut.
Da, da, tu ai spus că ți-ai găsit jumătatea de la o vârstă fragedă. Da, jumătatea, da. Mai am o jumătate, nu? Stai un pic, că mai ai jumătatea voastră, are pe cineva foarte important, care e la Londra la școală, fetița. A, firma, da. Dar nu mai e la școală, gata, a terminat, e la muncă. Lucrează da? în Anglia, nu? S-a angajat deja, da. Și ea și, și iubitul s-au angajat amândoi. Adică o să fii tata socru? Asta nu depinde de mine, este viața lor, este treaba lor, nu, nu mă amestec. O să fii bunic la un moment dat? La un moment dat o să fiu și bunic. Bănuiesc. Cred. Te vezi în postura asta, nu? Da, oricum cânti foarte bine, poți să bași niște cântece de leagă. Zici? Da. Nu cred că de leagă, cred că tot de la pe mese. Tot de la pe mese, eu corect. Îmi place, mi-a plăcut așa la viața mea, dacă e leagă nu pe masă, să mă sui în leagă. Perfect. Fii atent, o să facem felul următor. O să-ți arăt niște imagini și o să am o rugăminte să te gândești pentru fiecare persoană la un singur cuvânt. Așa. Deci îți arăt o imagine, persoane cunoscute, da, din showbizul românesc, și tu să o caracterizezi printr-un singur cuvânt. Doar imaginea, nu persoana. Nu persoana, nu, vezi, mă rog, îți dai seama că ambalajul. Ambalajul, persoana. Deci, să nu se supere, eu care exact, o să zic nimeni, ce văd, adică exact. Nu fac referire la om. Începem, poți să faci și referire și la om. Bagă, frate. Îl faci și la om, adică la un moment dat poate la unele ce vezi, la unele la om. Hai să vedem. Hai, fii atent, începem, ia. Mugur Mihăiescu, oameni buni, caracterizare într-un singur cuvânt. Păi, Anda Adam. Puneți-o mai mare, să o văd. Aduceți un pic televizorul mai aproape. Anda Adam. Uite în spatele meu. Anda. Un cuvânt. Anda Adam. Un cuvânt. Un cuvânt. Dăbuleni. Dăbuleni? Bună, bună de tot asta, da. N-am ce să zic. Dar la ce te-ai gândit când ai zis dăbuleni? Merge mai departe. La copilărie. Da, exact. La copilărie. Merge mai departe, ia să vedem. Oana Roman. Nu e Oana Roman, nu. Ani Crețu. Da, Ani Crețu, n-am văzut nicio bine până acolo. Zuză. Zuză? Zuză. Zuză. Zuză, că e Zuză. A fost colega ta la vacanță. Da, e Zuză. Zuză. Da, Ața. Așa îi ziceam acolo. Perfect. Vreau cuvânt Ața. Concentrează-te. Apare ea. Stai să mă uit. Analesco. Analesco. Să zic... Un cuvânt. Da. Năzdărove. Năzdărove, e? Năzdărove. 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 Fii atent. Hai că te țin tot cu femei frumoase. Ia uite-te. Bă, dar numai femei îmi dați. Stai că mai avem și bărbați. Cine? Antonia. Antonia. Asta e cuvânt? Poate fi caracterizat cuvânt? Asta e cuvântul meu pentru ea. Am înțeles. Am înțeles. Da, da, da. Okay. Merge, merge, perfect. Ia atent, ia. Aoleo! Asta e cuvântul? Fungus. Cum fungus? Ciupercă. Bercă, ciupercă, da, da. Fungus. Uite, uite ce ciupercă are. Bine, și atunci omul, cuvântul? Pe care om? Eu nu văd decât o ciupercă, mai e vreun om pe acolo? Pe bune. Unde vezi tu om? Bun, hai. Foamea. Vrei să spun ceva? Foamea. Foamea? Foamea. Deci accent caracterizat foamea. Mi-e foame, mamă mică. Exact, merge mai departe. Uite, femeie frumoasă, Corina Bud. Corina Bud. Păr. Da, și deja mă enervează, că prea mult păr în emisiunea asta. Iartă-mă. Pe bune, deci am impresia că ai venit să mă... Totuși, să fie există o limită. Zdrobești. Ia, hai să vedem următoarea. Mai păroși dintre ăștia. Următoarea poză. Dan Chișu. Bonom. Bonom. Da, ok. Îl știu personal pe Dan și așa mi-a făcut tot timpul impresia de are o bonomie în el așa. Are perfect, chiar e bonom. Iată, Dor Octavian Dumitru. Pot să repet un cuvânt, Zuză. Și ăsta. Zuz, de fapt. Zuză, Zuz. Zuz. Omul nu s-a mai făcut bine. Nu s-a mai făcut bine. Ia să vedem. Fii atent. Intrăm în altă categorie. Ion Țiriac. Arici. Arici? Arici. Arici. Chitros? Arici. Arici. Aricu. Aricu.
Mă copii, mă, împărțirea la 1 e cea mai bună, mă. Mă copii. Da. Bun. Ia să vedem cum o caracterizezi pe următoarea. A fost în finală cu tine. Irina Rimes. Surpriză. Surpriză. Pentru mine. Plăcută? Mare. Perfect. Mare. Am și sunat-o și i-am spus. Chiar am sunat-o și am ținut să o felicit, pentru că... Ea a fost căpcă 1 în finală. Da, pentru că ce mi-a arătat mie ca spectator al ei în voce, nu m-am așteptat niciodată să văd partea frumoasă ei. Aha. Cealaltă e o parte mult mai prea împachetată, pentru gusturile mele. La care te referi? La partea de voce. Aha. Prea împachetată, prea așa. E, ce am văzut aici m-a dat pe spate. S-a plăcut. I-am zis viață. Surpriză. Mi-ai adus viață, da. Hai să vedem. Următoarea. Fii atent. Mergem la Bollywood. Iulia Vântur. 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 Adică te uiți la Iulia Vântur și ăsta e primul cuvânt Vântur care îți vine în minte? Uite, doamne, uite. Uite, draga mea, fluturi. Știu, așa facem noi. Hai să mergem. Tot o femeie frumoasă, Lili Sandu. Uite, deci poza mai aproape. Lili, fată. Deci nu Lili Sandu, Lili, fată. A, un cuvânt. Bună. Servus. Servus. Ciao. Ciao. Hai să vedem. Uite, aici, ia. Loredana Groza. Ce, n-ai recunoscut-o? Unde e Loredana Groza? Uite aici. A, și a făcut operații? Unde e Lori? Mă, știi, dacă i-a plăcut femeii, asta este. Era nebună, văd că continuă. Un cuvânt. Pas. Pas, pot să spun pas. Dar n-ai recunoscut-o? Nu. Cum să nu recunosc? Păi, în primul rând m-am uitat acolo și n-am văzut-o. Da. Și apoi? Pe urmă, când mi-ai zis deja Loredana Groza, când m-am întors. Și? Da, are din trăsăturile ei, mult. De... 2.0, nu știu, variantă. Mă, că atâta timp cât tu ești împăcat cu tine, da. Ce treaba mea? Ia, ai zis de operații, dar am văzut o declarație. E sport, meditație și dietă. Adică... Stai, fă-mă să înțeleg ce e cu astea. Că nu sunt operații estetice, sport, dietă și meditație. Dar ce sunt meditație? Inestetice? Ce sunt? Adică, scuze, eu am făcut o operație inestetică. Ea a făcut o operație estetică. Da, dar e frumoasă. Normal că e frumoasă. Mergem mai departe. Da. Mergem, numai femei frumoase azi pentru tine. Tot Loredana? Nu. Sport, dietă și mai ce? Cum ai zis? Meditație, da. Meditați. Nu, da. Da. Ghenea e, Mădălina Ghenea. E olteancă. Da. Mă întorc la un cuvânt pe care l-am mai spus. Dăbuleni. Dăbuleni? Dăbuleni. Este made in România. Yeah. Made in România. Da. Merge. Mai avem noi o expresie prin Oltenia. Țâță de mâță. Da, exact. Țațo di mazzo. Ca să înțeleagă și ea. Că... Aici o știi, nu? Mirela Stoian. Da. Lila. Ce să zic? Nu știu ce să zic. Un cuvânt. Un cuvânt. Tot zuză. Tot zuză? Păi n-am mai... Tot. Bine, altă zuză. Bun, ce zuză să zic eu? Mire. Un cuvânt. Ați fost colegi la vacanță mare. Da. Doamne... Nu știu ce să zic. Dietă? 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 Păi tot timpul era în dietă. Când, când venea, m-am apucat de dietă. Și pe urmă, iar m-am apucat de dietă. Și pe urmă, iar m-am apucat de dietă. Schimba dietele. Și când dar tu când te apuci de dietă? Da. Hai că mai avem câteva poze, că-s mișto. Da. Radu. Frate. Frate? Atât. N-ai ce să zici. Familie. Frumos. Poți Frumos. Să mai zic și alte cuvinte. Familie, frate. Frate. Frate meu, adică e viața mea. Hai să vedem mai departe. Oh, ce cauți aici, mă, micule, mă? De ce? Ce ai, mandiță? Da. Că ai așa ochiul. Este... Un cuvânt. Să nu se facă referire la plus.
de la pozitiv, dar nu cu COVID-ul. Pozitiv. E o persoană atât de pozitivă și atât de... Este și foarte mișto. De cuminte, cumințenie, pozitivitate. E prea cuminte. Prea cuminte. Pozitiv. L-aș pune să facă o boacănă. Vreau să facă o boacănă. Deci vreau... Îl închipui pe el făcând o boacănă și pe urmă rămânând perplex de ce a putut să facă. Și nu știe cum să o dreagă. Dar e una... Și scuze de la ca un copil, știi? Un băiat super tare. Hai să vedem. Ce ai, mă? Smili! O, rebelde! Rebelde? Rebelde. Era și o trupă rebelde. Da, el e rebelde. Păr, sper că nu te-a... Ba da, dar acum ce mai zic? M-am obișnuit, am început să mă... Mai avem vreo poză? Gata, cam ăsta a fost pachetul Mugur. Îți mulțumim mult că ai trecut pe la noi. Cu mare plăcere, eram pe drum, pe aceea. Te mai așteptăm. Pe la piață, pe la... Da, te mai așteptăm. Pe pache, pe... Da, ești bine, da? Pe... Câștigător, Mass Singer, sezonul 1. O mai aduceți pe fătucă aia cu pisicuțele. Da, dar e frumoasă, Alexandrina. Gerusalema. Așa zic și eu. Da. Ce bine e. Băi, dar zi-mă o bună seara, o Garcia. A venit Garcia la nu zice mă bună seara. Lasă-mă, doamne, iar. Nu mai e pe YouTube, Garcia. Garcia, pe YouTube, lasă-mă. Căutați-l pe YouTube. Numai că m-am supărat pe Garcia, că mi-au luat carnetul. Când? Acum vreo 2 luni. Și ai carnet acum? Acum am. Dar ce ai făcut? Cred. Am? Da, am. Că am venit cu mașina. Pentru depășirea, pentru că pe sectorul de drum corespunzător, conform al HG publicat cu noile astea, s-a dus. Fraierul stai acasă. Și stă acasă.